participare este una care îndrește funcție legală ale deci în 7 și atunci putem declara deschisă ședința președinței de astăzi, 27 octombrie 2023. Dau cuvântul domnului Isu. Domnul președinte. Nu trebuie să zic domnul președinte. Domnul secretar, sigur. O să supun la vot proștii verbale, care sunt de la două ședințe, la ultimele două ședințe, dacă primul este pentru ședința din 20 septembrie 2023, dacă ați citit proștii verbale care a fost trimise pe mail și vi le asumați, dacă sunt discuții pe tema asta, vreau să vă zic acum. Dacă nu supunem la vot proștii verbale 20 septembrie 2023, cine este pentru? În unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. Domnul președinte, secund. Putem suplimenta proiectul de zi pentru achiziționarea 20 de IBC-uri de tonă? Am vorbit cu domnul primar de săptămâna trecută și văd că nu s-a pus. I-am spus până vineri să punem asta pentru apă, pentru... Când faci suplimentarea științei, organizarea științei, să vezi cu material adițional care să completeze, adică de viață cu propunere, o inițiativă din partea unui grup de consilier, care să nu au facem o ședință extraordinară sau de îndată, pe teme de... Dar n-am ajuns la ordinea de zi. Haideți să terminăm cu procesele verbale și când vorbim despre ordinea de zi, vorbim și despre propunerea dumneavoastră. Bine. Așa. Deci prima a fost din 20, a doua din 26, dar sunt observații. Dacă sunt observații, dacă nu se pune la vot, procesul bun a prezentat. Cine este pentru? În unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. Trecem la prezentarea ordinei de zi. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea dispoziției numărul 69 din 2013 pentru ședința din 27 octombrie 2023. Aveți domnul primar. Doamnelor și domnule consilier, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 159 din 2013 octombrie 2023 prin convocarea ședinței extraordinare a Consiliului al Consiliului de Zâmba, data de 27 octombrie 2023, orele 13, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului de investiție construire parc de joacă în satul Bârsănești, Comuna Bârsănești, situată în cinta Monumentului Eroilor. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în clădirea dispensarului uman, satul Bârsănești, Comuna Bârsănești, Zezul Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării planul anual de achiziție de investiții al Comunei Bârsănești Bacău pentru anul 2023. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, precum și limite amenzii care fac parte din bugetul local aplicabile în anul fiscal 2024. Punctul numărul 5. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la nivel de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. Și punem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 1 al ordinei de zi, pe care sunt domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului de investiții, construire parc de joacă, sat Bârsănești, Comuna Bârsănești, situată în incinta Monumentului Eroilor. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă realizarea și finanțarea din bugetul local al obiectivului de investiții construire parc de joacă în satul Bârsănești, Comuna Bârsănești, situată în cinta Monumentului Eroilor. Articolul 2. Se aprobă cheltuirea aferente obiectivului de investiții în sumă totală de 250.000 de RON, conform devizul general care constituie ca anexă la prezenta hotărâre și care se realizează din excedentul bugetului local al Comunei Bârsănești la data de 31.12.2022. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure venituri necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a terenului amenajat de la data finalizării obiectivului. Articolul 4. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei și va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei Bârsănești sub Bacău. Articolul 5. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ numărul 554 pe 2004 cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxe și de timbru. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei în termenul prevăzut de legii primarul Comunei, instituție prefecturile sub Bacău, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări, silite și resurse umane, se va aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Mulțumesc.
Dacă sunt discuții pe tema asta. Domnul Sunar, răspund. Deci m-am uitat un pic așa pe cheltuielile astea la cărculețul ăsta. Nu știu dacă poți să cum un proiect. Cum s-o moderniza partea de examen? Nu. Nu s-a modernizat. Acum o să deci acum. Deci, e o diferență foarte mare de achiziții. Câte firme au participat la licitația asta? Nu s-a făcut nicio achiziție. Vei acum propun să fie aprobare proiectul de... Bun, dar pe urmă, totuși achiziți, deci s-au făcut un calcul estimativ, nu? Exact, un calcul estimativ. Dar estimativ s-au dublat prețurile. Deci eu m-am uitat, deci la un joc din ăsta așa, deci foarte complex față de ăsta, e undeva la 210 milioane, 205 milioane. Și ăsta e 400 și ceva de milioane, 400 de milioane, deci dublu și un pic. După aia, multe, coșuri, de gunoi și astea. Deci prețurile sunt sub, deci supraevaluate. Deci, alea a fost emis o ofertă, dar nu este... Haideți să vă arată la grosimea asta, 19 euro metru pătrat. Păi dacă ne uităm la 19 euro metru pătrat, e o sumă care vine 2000 și ceva de euro. Și aici așa e vorba de 100... Deci la... Cam de tot. Păi dar nu știu, e lucrarea asta supra... E... În prețurile și montajul. Deci costul este prea mare. Deci nu știu acum cine va participa, ce va face, eu nu sunt contra pentru lucrarea asta, pentru proiectul ăsta. După cum ați văzut în raportul specialitate, deci partea de joacă se referă la întocmirea documentației, adică elaborarea unui proiect, obținerea vize, executarea lucrare, deci toate astea pot face obiectul investitorului de joacă. Propunerea pe care am făcut-o este cea care ține de generalul acestei activități, care este prevăzutul de vize estimativ. Poate ca la această lucrare, conform proiectului pe care îl va face firma care a prezentat proiectul, să aibă o altă valoare. Dar el are un vize estimativ pe care Consiliul aprobă și care va face obiectul investiției în urma proiectului pe care noi îl vom avea pus la dispoziție de către firma care se va ocupa de această lucrare. Pentru că până acum au avut parte de joacă care nu au avut niciun fel de autorizație, niciun fel de documentație în regulă, iar acum o face un par de joacă cu copii care se îndeplinească toate condițiile, atât de siguranță pentru joacă, cât și din punct de vedere al legalității, în ceea ce înseamnă obținerea de avize și autorizări pentru execuția și punerea în practică a acestor lucruri de asemenea obiective. Deci, iar toate documentele vor fi prezente și puse la dispoziție tuturor organelor de control. Are dacă părerea că este mai mult sau mai puțin, acum este iluzor și nu este un tip de vinit. Deci nu puteți spune de asta că asta a fost valoarea și noi am făcut la valoare ce? Nu. Noi o facem la valoare dacă va fi prins în proiect și valoarea va fi obiectul și va face revizul cu adevărat la lucrării la final executare. Așa că suntem specialiști și dăm cu părerea că va fi atâta care va fi atâta, atâta este o altă discuție. Domnul președinte, nu suntem specialiști, dar prețurile acum orice om are acces la preț, la o bancă, la orice, are acces și poate să facă comparații, dar nu poți să umfli prețul de 2 ori jumătate, 3 ori. Sau, de exemplu, ce face asta de 120 de milioane, proiecte inișcătale de execuție. Ce faci de banii ăștia? Pe care un parc putem să-l amenajăm cu oameni care ia ei subordinii. Nu mai poți acum să-i amenajezi, domnul Cătălin. Domnul primar, deci plătești acea proiect și atâta tot. Și restul faci cu oamenii care ia ei subordinii. Acea răspunde, dacă acel părculeț, acel... Utilajul și echipamente roții și funcționarea care trece să monta. 1.320 milioane. Ce dracu faci, frate, de banii ăștia? Deci acum nu mai poți să... Nu poți să aduci banii din bugetul ăla, doar nu poți. Nu discuția la nimeni, vreau să aduc un vot pe care trebuie să folosim cu vreți dumneavoastră. Această lucrare urmează să urmeze toți pașii legal, adică întocmire proiect, avizare proiect și execuție lucrare. La finalul lucrării aceasta poate fi supus și este supusă oricărui control pe care îl face o grea de abilitate și nu părerea neavizată a unui om care îți dă cu părerea și care nu știu. Eu nu dau cu părerea. Sunt în comisia de vizite din an și mă trebuie să vorbesc. Dar eu nu dau cu părerea. Vă mulțumesc pentru punct de vedere. Dacă vreți cineva care are un punct de vedere vis-a-vis cu proiectul, de forma în care a fost prezentat proiectul. Dacă nu spune la votul până prezentat proiectul, cine este pentru proiectul până prezentat? Unu, două. Calificați-vă la tine, nu sunt. Una, două, trei, patru, deci, cinci. Câte voturi pentru cinci. Avem? Cinci voturi pentru.
7 împotrivă. Cine împotrivă? Cine se abține? Nu vreți să știu partea, dar nu știu. Dacă se votează împotrivă și ești împotrivă, domnul Preda, păi țin, a, dar nu s-a vorbit de abținere. Să zic la final. Păi da, dar ne-am apucat să numărăm la cine se deci, împotrivă? Deci, când e votul împotrivă, să vă rog frumos. Deci, unul, unu, cine se abține? 2, 3, 4, 5. 5, 5 abțineri și un vot împotrivă. Da. Ca să știu și eu ce scrie. Deci proiectul 1 de votări, că e simate, nu a venit. 6 puncte. 6, 6. Dacă trebuie să fie 6 plus 1. Dacă eram și Georgiana, era bine. În totul era. Punctul întrebărul de zi. Întrebărul. Proiectul întrebărul prin aprobarea realizării obiectivului de investiții și digitale. Am stat spațiilor, dar nu iese. Deci 5 voturi pentru, 5 abține. 6 pentru. 6 pentru. Păi da, vedeți? Pe 6. Pe care 6? Pe care 6, exact. Vreau să și eu. Numărat. 1. 2, 4, 5. 3. 4, 6. 6. 6. 6 pentru. Ați spus 5 abține. Și 1 împotrivă. Și nu are să mușează. 2 între aici. Și eu am rândul pe singur. Adică din 12 trebuie să fie 7. Da. Da. Mulțumesc frumos. Acum e clar. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții eficientizare energetică, gestionare inteligentă a energiei în clădirea dispensarul Roman Bârsănești, sat Bârsănești, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște se aprobă realizarea obiectivului de investiții eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în clădirea dispensarul Roman, sat Bârsănești, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 2. Cheltuielile aferente realizării obiectivului de investiții vor fi asigurate prin programul privind creșterea și eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, iar parte de cofinanțare se va asigura din excedentul bugetului local al Comunei Bârsănești la data de 31.12.2022. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a obiectivului la data finalizării obiectivului. Articolul 4. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei și va fi adusă la deplin de către autoritatea executivă a Comunei Bârsănești de Bacău. Articolul 5. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ numărul 554/2004 cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxe de timbru. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei în termenul prevăzut de primarul Comunei, instituție preferită sub Bacău, compartimentul contabilitate financiară venite și plăcinte și umane și se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Mulțumim, domnule. Dacă sunt schiele la fel. Domnul Maxime. Deci e discuția din modernizarea dispensarului, nu? Da. Câte firme avem în dispensar la noi aici? Care e sub contract de închiriere sau nu știu? Da, este farmacia, da? Este medicul concesionar, da. Medicul veterinar. Deci patru, nu? Da. Și cu ce sumă contribuie la contract de închiriere, de comandat, cum se contractează? Da. Ok? Contract de închiriere. Și ce sumă plătesc? Noi nu știm ce sumă. Eu n-am văzut niciodată cât plătești în dispensare, cât plătești poșta, cât plătești... Că văd că noi plătim servicii poștale... Sunt aprobate prin hotărâre de consiliu local atunci când au intrat. Doamna secretară, deci eu văd aici, noi plătim la poștă servicii de 100.000 de lei. Deci sunt de 10.000 de lei, deci 100 de milioane de lei, nu? Deci noi plătim servicii poștale. Da, timpuri, da. Primitim noi. Exact. Da. Poșta câte chirii îi plătești în o lună? Sau anual, nu știu cum ai făcut contractul. Lunar, cred că. Păi nu știu. Câte chirii îi plătești? Trebuie să contract, nu trebuie să știm care sunt la fiecare. Păi, înainte de a face modernizări, înainte de a aduce modernizări, de a investi bani în clădiri, haideți să facem și un calcul. Bă, se merită, nu se merită. Exact facem ca cu școlile. Aruncăm bani peste tot, cheltuie de nu se mai poate. 300 de milioane de abonamente.
numai angajații primăriei și câte și mai câte lemne, bă, da, 700 de milioane lemne s-au făcut de fișare de lemne. De ce 700 de milioane lemne i-a chestii de lemne? Da, 70.000 de lei, 700 de milioane vechi, este achiziții de lemne, plus 2 miliarde curent, din bugetul local. La ce? Cheltuiala primăriei. Pau adeu. Păi ai previziune bugetară, vă zic eu. Ai previziune bugetară. Păi eu de ce vă... Domnul președinte, eu de ce vă spun? Nu ne aduceți la cunoștință cheltuielile astea care se fac. Le aduceți numai pe Iotichniu, mulți nu se uită pe... și ridică mâna și votează și așa, și la urma urmă, dus în bani, nu putem face aia, nu facem nimic. Nu știu. Deci, aduceți-ne la cunoștință contractele, câți bani sunt casei adunat din chirii, să vedem și noi, să facem, ca să putem diferit, să facem o investiție. Eu sunt de acord, păi, facem investiții. Bă, hai să vedem și noi, cât plătești dispensarul. Dispensarul este... Nu facem noi, noi o de un timp, pe un fond, și să obținem o finanțare, domnul acționar. Domnule, clădirea noastră. Corect, bun. Deci, dacă clădirea este a noastră, vrem să știm și noi cum se poate amortiza acolo. Clădirea nu contează cât pe fondul, pe fondul. Ăștia toți banii ăștia care îi dă de la guvern, sau prin diferite proiecte, cotizăm noi, proști, de asta să mai reșim pe așa, să fărești impozii. Am înțeles, domnul Cătălin, dacă noi nu obținem finanțare pentru asta, banii le duci la alte comuni, la alte județe. Ești de acord? Ne aduce și nouă la cunoștință, domnul primar. Ne rugăm din treia cunoștință să ne aduce la cunoștință inventarul comun. Și inventarul, e aproape gata. E aproape gata, din treia ani, când ziua, e aproape gata. Da, eu nu pot să votez proiectul ăsta până am la cunoștință să vă și da, îmi permiteți să da. Mi-a trebuit o referință la medicul de familie, cu toate că sunt asigurat, o trebuie să plătesc 30 lei. Pentru oficiu medical. Medicul este privat, el trebuie să plătească pe chirie. Care nu stabilește Consiliul Local, nu stabilește primarul, nici viceprimarul, nimeni. O stabilește prin Consiliul Local. V-a zis să aminte disora dumneavoastră că avea sediu aici, șaul, mai are sau nu mai are? Plătește, are chirie. Bun, să vină să aduceți la cunoștință de datele, cum se face ordine de plată către Consiliul Local. Că de asta votăm bugete și votăm cheltuieli, nu se știe ce spune. Și la urma urmei noi n-avem apă. V-am spus săptămâna trecută, hai să achiziționăm 10 bidoane. V-am dat și persoane de contact de la Proco, că vând numai la loc de 10 butoaie din ăla, de IBC-ul de ăla. Asta au putut să merg pe burtă, gata. Păi nu am trebuit să convoc chiar comitetul local, nu pot să fac așa, să iau cum vreau eu butoaie. Am vorbit luni după amiază, domnul primar, până vine, până astăzi, astăzi vine. Au fost 4 zile la dispoziție. Și ședința, dacă o sunt și o urmegăm bine, trebuia să pui în 5 zile. Tu s-a spus extraordinar, nu? Nu, extraordinar. Sau ordinar. 3 zile. Păi. 3 zile. Deci, nu m-au picat să fie limba de ce nu vezi aici. Deci, 10 butoare. Ce te-ai butoare? Minim 10 IBC-uri, doamnă de tonă. Pentru a dus apă la cetățeni. Deci nu mai există apă. Deci nu mai există apă. Acum nu știu la alții pustați cu apa pe la Caracol. Dar foarte prost. Poftim? Foarte prost. Păi, atunci, de ce nu vorbim cu oamenii? De ce nu vorbim? Ajutăm de 2 miliarde pe un par, pe 3 panorame de ele acolo pusă. Și nu poți să iei 259 de 10 butoare. Da, acel parc care îl punem acolo, deci dacă nu ai toate avizele necesare, nu poți, domnule, nu se mai poate. Domnul primar, dacă v-am spus de 100 de ori, nu se vrea cu masarea școlilor. Îți 3-4 ochi dacă ăștia, că mai mult nu sunt care se joacă. Vă spun, vreți să difirmeze, în fiecare zi difirmeze. Da, dar 3-4. Nu facem niciunul într-o comună. Dar nu-i prioritatea asta, prioritatea cu iapa asta. Da, nu sunt prioritatea. Nu pot, suntem... Dar văd un propus aici, fântână de 8.000 de lei. În 4 fântâni sau cum vrea să am văzut. Asta a fost lăsat întrebat și domnul Măsere. Dar atunci, de ce puneți pe achiziții? De ce puneți pe achiziții? Păi cum să nu puneți pe achiziții? Păi unde sunt tânări? Atunci unde sunt tânări? Dar e previziunii cu fântână. E previziunii, domnule. S-a viziții cu achiziții. Sunt pentru previziuni, erau ce treabă. E planul de achiziții. Ce se propune, se propune. Exact. Dar era ce legătură cu presupunerile pe care faci la tale, iar subiectul cu proiectul ăsta este altul și orice pe care îl trebuie să discutăm. Vreau să discutăm despre modernizarea spitalului, care este un obiectiv al acestei comune și care, prin oportunitatea creată de către ordinul ministrului, poate fi reabilitat în condițiile în care se va schimba. Se va reabilita din punct de vedere termic, poate fi schimbat toate sistemul de încălzire, tot ce înseamnă
uși terestre, inclusiv de aplicare și modernizarea lui. Pentru ca cei care stau acolo să aibă obligație să plătească chirie și nu să fie un spațiu care este insalubru, muios și care nu depășește condițiile de funcționalitate normală și decentă. Dacă doar aveți doar împotrivă și vreți doar să trageți înapoi comuna asta, blocând orice proiect pe care noi l-avem în vedere, atât cât banii care vin de aici atunci eficientizare, nu sunt bani din bugetul local, ci doar cofinanțele care sunt negligibile. Iar mare parte din bani, în ordinea ministrului, prin Agenția Fondului de Mediu, deci sunt bani care pot fi obținuți pentru modernizare, nu din bugetul local, ci din bugetul obținut prin PNL sau prin alte fonduri. Aia înseamnă să nu se faci, să modernizezi comuna, ci nu să o ții pe loc sau să blochezi cu vreodată în casă. Că nu se vă legat de chichițe care nu sunt ale noastre. Chichițele alea părinții pe ei vizionate și după părerea vădați acolo unde vă percepeți și nu acolo unde vă percepeți. Domnul viceprimar, vreți să vă spun o chestie? Da. Dispensarul ăsta a fost modernizat pe circuit timp. Scoate-ți la Aschidiu, că s-a făcut deviza atunci de lucrări. Când voi intra pe A fost schimbat în teritoarea. S-a făcut acoperișul, s-a izolat termic tot. Scoate-ți la Aschidiu toate devizele, că sunt la Aschidiu, ieșiți activă. Scoate-ți la Aschidiu. Când a venit audit trecut și județul. Exact, nu știu nici lasă-mi un copil. Trebuie curtea de conturi, atunci lucrurile s-au făcut, trebuie să vină curtea de conturi, nu auditul care ai tu contract. Și curtea de conturi, să știi. Vă mulțumesc, dacă mai ești cineva care cuvântul, dacă nu supune la vot proiectul vreau la prezentată, pentru că noi vrem să modernizăm cu adevărat specialul ăsta și să aibă o față umană și civilizată. Iar cei care sunt acolo, trebuie să facă activitatea în bune condiții. Dacă nu astăzi împotrivă, este problema dumneavoastră, noi vrem să facem lucrul ăsta. Cine este pentru susținerea proiectului de finanțare prin fond, prin APM? Unsprezece voturi. Pentru cine este potrivit? Abținere. Și o abținere. Și 11 voturi pentru. Vă mulțumim frumos! Nu se poate face proiectul de proiect și să ne băgăm de zăvate și bani în cap fiecare dată când lasă desfaceți să vorbesc domnul consilier. Deci chiar nu se poate așa. Proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Vârstănești de Bacău pentru anul 2023. Consiliul Local al Comunei Vârstănești hotărăște. Se aprobă modificarea și completarea programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Vârstănești de Bacău pentru anul 2023, conform anexei parte integrată a prezentei hotărâri următoare, după cum urmează. Capitolul 3. Lucrări se adaugă punctul 15 prezentând construirea loc de joacă în incinta monumentului Sat Vârstănești, Comuna Vârstănești. Capitolul 3. Lucrări se adaugă punctul 16 prezentând reprezentări și eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în clădirea dispensarului urban Sat Vârstănești, Comuna Vârstănești, Bacău. Articolul 2. Prezenta hotărâre se aplică la data adoptării ei și nu până la 31.12.2023. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Vârstănești. Se urmează comisie de evaluare a proiectului pentru fiecare instituție publică în parte. Articolul 4. Prevederea prezentei hotărâri vor fi adusă în depunere către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul comunei, compartimentul de dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări, silite și resurse umane, precum și instituție președinte Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Mulțumim, domnule. Pentru că primul proiect în de zice, locul de joacă nu a fost aprobat de Consiliu, planul de achiziție general va trebui modificat, doar cu... Sau putem supune la așa să rămână cu planul de achiziții și îl scoatem primul subpunct. Deci, să acum proiectul de hotărâre privind modificarea asta. E pe limpede, da. Fără obiectul de ieșire, care nu are intrat. Dacă sunt discuții la... Dacă nu se pune la vot proiectul de modificare a planului de achiziții de anul 2023 în forma modificată și nu cea prezentată. Cine este pentru? Un trece împotrivă? Abține? O abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului și impozitului taxelor locale, a taxelor speciale, precum și a limitele amenzilor care fac venit la bugetul local aplicabil în anul fiscal 2024. Consiliul Local al Comunei Vârstănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă nivelul impozitului taxelor locale, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local aplicabil în anul fiscal 2024, conform anexei la prezentă. Articolul 2. Se aprobă operațiunea de rotunjire la nivel de 1 leu, fără subțiuni, prin reducere
când fracțiile de bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare, când fracțiile de bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul numărul 9, punctul 11 aliniatul N, din norme metodologice de aplicare a legii numărul 227/2015 privind codul fiscal aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 1/2016 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Impozit și taxe locale stabilite prin prezenta hotărâre constituie venituri proprii la bugetul local al Batei Bârsănești pentru anul fiscal 2024. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri se completează cu orice modificări aduse legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare hotărârii Guvernului numărul 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 227/2015 precum și legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024. Articolul 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și în condițiile legii numărul 554/2004 privind contenciosul administrativ consolidată cu modificări și completările ulterioare. Articolul 7. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Bârsănești din instituție prefectul de Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin afișare. Mulțumim, domnul primar. Așa cum am discutat mai devreme, modificările sunt cele care țin de inflație și modificările pentru autovehiculele cu o masă mai mare de 200 ce tot. E vorba de majorare cu 3 cu spasă de anul acesta. Dacă sunt discuții, dacă nu spun proiectul aprobării în forma prezentată, cine este pentru? În unanimitate proiectul aprobării. Următorul controlul de zi. La întrebare. Mulțumim. Deci, se discuție aici de reabilitare pod zlate, în sat Caracolo. De 2 miliarde. Vă duc la trebuie. Păi, am un set de făcut. Un slab pregătit, în cazul că n-apare. Aia e totul viziune digitală, pentru că n-am făcut nicio atenție nicio. Păi, tocmai de asta. Pentru că noi, la început, am noi să facem un gen. Avem o proiecție. Și zice, vreți să facem obiectivul ăla, obiectivul ăla, obiectivul ăla. Căutăm informații în diverse lucruri, când se iau sau unde sunt, și vedem cam care ar fi valoarea, sau solicităm de la firme care se ocupă de prestări servicii, informații financiare despre execuția lui respective. În funcție de aia, acelea sunt supuse aprobării prin planul de agenție al anului în curs și prinse în buget ca previziuni bugetare. Aia nu înseamnă că sunt previziuni bugetare pe care noi le avem la începutul anului. Și bugetul pe care noi îl aprobăm la începutul anului devine realitatea la sfârșitul anului. Ele sunt unele semne. Eu vreau să vă întreb altceva. Vizlatima a fost un proiect până la Biserica Catolică, dacă vă aduceți bine aminte. Și știți bine, doamna... Noi știm, domnule, noi l-am depus la finanțare pe Salini. Păi și unde este proiectul? Proiectul este depus pe Salini. Păi a fost depus. Pe unii s-a pus proiectul la derulare. Păi nu s-a pus nimeni derulare, pentru că el nu a fost luat de proiect, nu a fost finanțare, finanțarea a fost acolo. Da, foarte serios, da. Noi nu spunem povestea, ci spunem realitatea, adică noi lucrăm. Deci, vă spun eu, proiectul ăla după Zlatina, domnul Iftini, l-a transferat și l-a adus pe strada Leu. Povestea unui doar de strada Leu. Trebuie să vă să-l dovedim. Stimați colegi, aici sunt poveste cu care domnul Consiliar Sinoiu, într-un gaură l-am înființat și spune că l-am întâlnit. Vreau să spun fața Consiliului și fața omului un lucru. Dumnezeu, mi-am mers cu Leca, pe Eminescu, și-a măsurat drumul ăla care are 4 metri pe părbarecul, pe documentații depuse la Ministerul Bătării, și a spus oamenii care au trebuit 6 metri și că noi am furat 2 metri. Dumnezeu nu este sănătos, are probleme psihice, destul de serioase. Da.
Și nici nu ați mai zis, dar eu sunt aici pentru că cei ce au votat pentru Iuselin dumneavoastră, dumneatare, care au obținut un număr mai mult mai mic decât fiecare consilier de care se prezintă. Păi dacă ne-ați furat, e normal că ne-ați furat, ce crezi, domn? Ați furat și cum ați furat? Nu, pe instrucțiuni pe care dumneavoastră nu-l faci la fiecare și fiecare zi este prezent pe străzi de comune când spune probleme. Eu ieși cu o soluție, dar nu ai urmat dumneavoastră, eu sunt ați vorbit arogan. După aceea aveau funcții din ministru. Nu sunt arogan, domnule. Eu lucrez cu comunitatea împreună cu ministrul ăsta, cu echipa de lucru a comunității, iar prin atare îți faci de comunitate spunându-le poezii și povești de muncitoare. Așa este realitatea pe care noi o trăim în fiecare zi și cu care oamenii vin și ne spun, uite ce a făcut domnul, uite ce face domnul, vreau să contribui la binele comunității, contribui la discursurile ei prin informații pe care le contribui la discursurile ei, grup, nu votez un par de 2 miliarde cu 3 bucării, care se vede studiul de acolo. Aia era o parcă care comunitatea le folosește, ai fost venit cu copilul. Ai văzut pe fiecare sâmbătă că sunt aici. Dar este venit cu natare și domnul primar. Deci, domnul primar. Deci, eu mai pot consemna ceva, că nu vă imaginați că ceea ce auziți dumneavoastră acum se aude de 70 de ori dacă pui filmat. Cum consemnez eu tot dialogul ăsta de, hai să zicem, 4 minute? De rulăm ca să trebuie ca oamenii să-și facă treizea. Și cine consemnează situațiile de mesaseta? Că se aude acum... Doamna secretar, deci comportamentul domnului președinte Bișetință, să vedeți cu clar, atâtea ce vreți, eu să stau, eu nu sunt ca să iau păstea ghiocelul, cum ia dumnealui în fața partidului sau cine îi pune să duce el. Deci, nu știu, mai de bună fază, atâta trebuie să explicați, ceva nu știi. Poți să-ți dați poția ceva pentru dumneavoastră și nu mie, să știi. Deci eu lucrez și domnule pe echipa pentru binele comunității, deci pentru proiectele care și-au făcut. Și o cer, dacă ai lucrat pentru binele comunității, dacă nu i-a luat ceva privat, acum aveam pe ordinea de zi 10 IBC-uri pentru achiziții. Se vede, se vede că lucrați pentru comunitate. Da. Noi am făcut, domnule, noi ducem, stimați consilieri, noi am achiziționat conform de consiliu cele 25 de cuvânt, care sunt prezente la nivelul 3-3 oate, pe care noi le deservim atât prin două surse, una prin sprijinul pompierilor, prin intervenția pe care ISU a făcut-o, și una cu spitalul pe care a făcut-o și cu care ne-a arătat. Pentru că se vede unii care duc și colaborează și spun povești multoare oamenilor, noi cu adevărat contribuim la sprijinul cetățenilor comune. Adică am făcut lucrul cu adevărat și nu ne-am spus povești. Este diferență majoră dintre a face și a spune povești cu oamenilor. Deci acolo îi situăm unii și în partea cealaltă se situează alții. Dacă mai ceva, care mai ceva din care s-a avut, i-am pus apă în mântul exact. Noi de 200 noi am pus apă în mântul ăla. Ați vorbit cu Dan Grecu. Ați vorbit cu Dan Grecu, nu? Deci nu ați vorbit cu mine. Că chiar e locul. Bă, hai că sunăm acum cu domn primar. V-am sunat și v-am spus, domne, hai să punem pentru vineri acum cât mai urgent. Mai urgent? Să punem să atingi măcar 10. Dar nu ai ceva, trebuie să spun ceva divers, vă rog frumos. Domnule. Da, că eu mai cred. Drumul ăsta, iar să mai pun un ceva la presentație, ceva la proiect. Da, o să vedem, da. Că chiar aici a trebuit să-i dea vă rog, nu se vedea. Mai avem ceva de depozit, eu o să vedem. Chiar sus, dacă e la urmă. Este oportun să atingi mașina. Dacă vă vine aprele, trebuie să vedeți de direct, nu e zburată. N-ai cum să-i putea, dacă așa. Să duc și de-aia ca să duc. Trebuie să o luăm din... Tu n-ai. Tot, tot. Balastul, că eu mai trebuie pus. Da, să vedem cum. Pare mi-a trebuit să domnul ăsta. Legat de clar curie. Vreau să întreb la caz reparat. A trebuit să vă orientați pentru albele. Că s-a făcut. Dar te-am spus, dacă cum vreți să vă desfăr. Da, ai văzut? Corect, dacă vreau să vă desfăr. Da, aveam să vă făceam și de la. Șantajăm? Vă orientați numai. Dar cum mă, dar cum ăsta mă orientăm aici? La anul făceam la albele. Nu e așa, vedeți să-ți spuneți din ei. Unde sunt ei? Sunt acolo. Să vă mulțumim.